Uh-huh. Acum se văd ea. Some people live for fortune. Some people live just for fame. Ce frumos a luat asta. For the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that a physical things define what you are. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, with some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, you, you. Some people want it all, but I don't want. Seara. Cum te numești? Mă numesc Cătălina Hrișcă, am 28 de ani și sunt din București. Cătălina, te-am mai văzut undeva? Da, m-ai văzut acum 6 ani pe această scenă. Am fost la Vocea României în echipa lui Smiley. Așa ai fost? Da, ok. Acum 6 ani. Se pare că... Și până unde te-a dus Smiley? Ia. În etapa duelurilor am părăsit concursul. Cătălina, eu cred că ești mai mult decât etapa duelurilor și mi-ar plăcea să văd cum treci previzibil mai departe în echipa mea. Eu cred că ai o inteligență și o înțelepciune în interpretare pe care rar... Ceva de speriat, m-ar fi. De ce de speriat? Dacă tu te sperii de anumite chestii... Nu, e o vorbă în român. În mână ai o inteligență ceva de speriat, adică tare puternică. Strașnică, așa. Strașnică, da. Strașnică inteligență. Strașnică. Cătălina, crezi că ești pregătită să treci de etapa duelurilor? Eu zic că sunt pregătită, sper că sunt pregătită. Am o pauză destul de mare vocală. Și mă bucur că v-am întors pe voi și că mă vreți în echipa voastră. Dar de ce ai făcut pauză vocală? Ți-a dat sunt medic stomatolog. Ah. Și cumva nu am reușit să le fac pe ambele. Ce te-a convins să reiei? Soțul meu. Ce frumos! Bravo, ai un soț extraordinar! Da. Bine ai făcut! Foarte bine ai făcut! Bravo pentru soțul tău! Soțul tău cum a aflat că tu crezi? Adică te-a auzit des? Nu prea m-aud de des, sincer. Cred că ăsta e unul din motivele pentru care m-a împins să vin la Vocea României cumva ca să mă audă cântând mai des. Da. Măcar îi cânți în strună așa din când în când? În strună îi cânt. Da. Trebuie să-i cânt. Opa! Serios? Ce-o fi zis, a? Ce nu vrei tu să-mi cânti mie? Lasă, du-te și cântă unei țări întregi. Cătălina, știu că acum e greu pentru că nu ai trecut de faza duelurilor la mine în echipă. E greu să îți alegi tot echipa Smiley, dar am o veste foarte bună pentru tine. E și Teo, nu? Da. Asta e vestea bună, da. Și-ar fi foarte mișto să fii tot în echipa Smiley? Sau ar fi mai mișto să începi o aventură nouă împreună cu mine. Ai putea să mergi pe drumul bătătorit sau ai putea să încerci ceva nou, să te redescoperi. Vino aici, nu mai începe alte aventuri, că nu e ok chiar așa de aventură. Da, monogamian, muzică. Pe de altă parte. Păi da, noi suntem doi, mă. Băi, Tudor, noi suntem doi. Ca să-și reanime relația, a fost nevoie să vină cu ceva nou și m-au adus pe mine. Relația muzicală. Da. Da, o ciorbă încălzită știi tu foarte bine. Păi nu, mă, dar poate face altă ciorbă. Mă gândesc, unde ar trebui tu să te duci oare? Dar de ce te gândești? Tu lasă-o pe aia să se gândească. Eu încerc să fiu constructiv.
boss. Bro, bine, hai să mai construim ceva. Cătălina, știu, poate e ciudat acum să mergi în echipa antrenorului care nu ți-a dat o șansă mai departe după dueluri, dar cred că a evoluat. Chiar dacă atunci a durut, tu ai înțeles niște lucruri atunci. Să știi că ieșirea mea din concurs, eu nu am luat-o ca pe un eșec și mi-am dat seama că pot să evoluez și că pot mult mai mult decât sunt în momentul de față. Bravo! Asta e atitudine! De dragul spectacolului, aș mai adăuga eu ceva. Dacă e să mai treci prin trauma asta odată, e bine poate să nu schimbi călăul. Oh, oh. Eu în locul tău, doar așa, no offense, eu aș merge cu Irina în locul tău, sincer. Ok. Mulțumesc tuturor pentru sfaturi. Și eu cu cine aș merge în locul tău? Păi nu știu, să-mi spui, te rog. Eu aș merge cu Smiley. Am înțeles. Și cu Teo. Bine, trebuie să fie echitabil acum. Evident. Da. Mă așteptam la asta, oricum era previzibil. No offense. No offense. Nu, eu știu pur și simplu de ce aș merge cu Irina. Dar și eu știu pur și simplu de ce aș merge cu Smiley. Eu trebuie să văd o bătălie între doi antrenori care nu s-au întors. Asta e ceva nou. Mi se pare interesant, da. Mi se pare că Cătălina a cântat foarte bine. Așa, și? Nu m-a convins până la capăt. Dar dacă e acum să... Dacă aș fi în locul ei și aș alege pe Irina. De pentru ce? Că cu Smiley deja am avut o experiență. Când? Acum 6 ani? Păi și... Nu păi... tot antrenor era? Ba da. Bine, și ce, antrenorii rămân acolo? Pe loc sau cum? Stau acolo, că e ca acum 6 ani. Omul ăsta n-are dreptul la schimbare, n-are dreptul ba la evoluție. Da, ba da. Eu cred că toți ne schimbăm. Dar dacă e să pledez pentru Smiley, pentru ceva... Este că el este un creator de echipe foarte puternic. Ducându-te la Smiley în echipă, nu înveți doar de la Smiley, ci înveți de la toți oamenii din jurul lui, de la care și el învață la rândul lui. Și tot așa se creează o zeamă de asta de învățare. Gândește de la ce spun, te rog și frumos. Și Irina are o echipă foarte bună. Adică tu acum, ca și cum ai anulat-o pe Irina. Nu mi se pare ok. Eu n-am anulat-o pe Irina, eu l-am promovat pe Smiley. Ce nu înțelegi? Să știi că la Vocea României... Țac, pac, țap. S-a dispărut. A dispărut. Dar oamenii cu care te conectezi sunt de fapt ceea ce vrei tu poate să extragi din acest show și pentru viitor. Și... Mă rog. Dacă... Sau ar putea să nu fie. Sau ar putea să nu fie așa. Ar putea să fie mai mult de atât. Ok. Acestea fiind spuse. Decizia Cătălinei este... alegerea potrivită pentru mine în această seară și în acest sezon este Irina.